Un accident de circulație soldat cu 4 victime, în care a fost implicată o auto specială de poliție, s-a produs în această dimineață în Bistrița. O femeie a fost încarcerată, iar alte 3 persoane au fost rănite. Femeia de 42 de ani care conducea un autoturism nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stânga și a fost colizionată de către autospecială MAI, aflată în misiune, care avea semnale acustice și luminoase în funcțiune. S-au fustășit, s-au pierdut, de acolo a intrat în fața mașinii poliție și o luat-o în prins, o băgat-o în car. La un moment dat, domnul a tras dreapta, imediat, după când se vede vira stânga. Ei au încercat să se evite că... Mai multe echipaje medicale din cadrul SMURD și 2 autospeciale de descarcerare au ajuns la fața locului, reușind să o scoată pe șoferiță dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Salvatorii au găsit 4 victime, dintre care una încarcerată, o femeie în vârstă de 42 de ani. Aceasta a fost extrasă și predată echipajului de terapie intensivă mobilă SMURD. Celelalte 3 victime au fost preluate de echipajele medicale cu leziuni și traumatisme ce aparent nu le pun viața în pericol și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații medicale de specialitate. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năstăud, în urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto, a unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năstăud, precum și a unei persoane arestate preventiv, aflate în autospeciala MAI, cei 3 fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Bistrița în vederea acordării îngrijirilor medicale. În primele cercetări se pare că accidentul s-a produs pe fondul neasigurării la efectuarea virajului stânga. Fiind astfel colizionată laterală de către autospeciala de poliție care se deplasa în misiune cu sistemele acustice și luminoase către curtea de apel Cluj cu o persoană arestată. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, urmând ca la finalizarea anchetei penale să fie dată o soluție legală prin parchet.